Este liber în partea dreaptă Bosoi, Platini nu-l vede, alege o continuare pe centru pentru Flores, mai departe la Sin, au desenat bine până aici ieșenii, Sin un dribling, șutul lui Sin, gol! Marchează Andrei Sin, 2-0, Iașiul se distanțează pe tabelă, Sin marchează din nou împotriva voluntariului, așa cum a făcut și în februarie, când Iașiul se impunea la scor 4-0, E posibil ca și în această seară să asistăm la o victorie concludentă a ieșenilor. Sin reușește un dribbling scurt, îl păcălește mult prea ușor aici pe Ricardinho. Ricardinho renunță la luptă, portughezul simplu jalon a fost la această fază, iar finalizarea lui Sin este una deosebită. Vă spuneam, un jucător polivalent, poate evolua atât fundaș cât și mijlocaș lateral, are un apetit ofensiv extrem de pronunțat și acest lucru, iată, îl ajută, știe cu mingea, nu este genul de fundaș care să bubuie mingile, genul de jucător care să bubuie mingea. Sin